Emisiune sponsorizată de Arcadia, Spitale și Centre Medicale Iași. Bună seara și bine v-am regăsit, dragii mei telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care vine în casele dumneavoastră cu cele mai noi informații din cele două domenii. Dacă săptămâna trecută discutam despre bolile respiratorii și cum putem să le tratăm și să le prevenim, iată că pentru această ediție am zis că ar fi foarte potrivit să aflăm cum prevenim afecțiunile ORL. Se leagă cumva, sunt apropiate, însă e o altă specialitate, motiv pentru care am invitat-o alături de mine pe doamna dr. Carmen Daniela Mânican, este doctor specialist în ORL și spun bună seara și bine ați revenit la noi. Ne bucurăm că după o scurtă perioadă, iată, ne-ați acceptat din nou invitația. Bună seara și bine v-am găsit! Despre afecțiunile ORL, iată, deja perioada de toamnă își face simțită prezența mai mult decât ne așteptam și cu siguranță trebuie să fim pregătiți și puși la punct cu ceea ce trebuie să facem, nu? Așa este, perfect, adevărat. Mai ales că s-a răcit foarte repede și deja cred că primii pacienți ați avut cu viroze și cu diverse afecțiuni ORL. Așa este. Deci primii pacienți ne-au călcat pragul și ne-au îmbrățișat, în ghilimele spus. Dar vremea își face simțită prezența și în anul acesta și mai ales diferențele acestea foarte mari de temperatură. Până acum o săptămână, două, erau 30 de grade și uite că astăzi a ajuns să fie 10 grade și într-adevăr în patologia ORL resimțim acest lucru foarte bine. Plus nopțile foarte reci, iarăși sunt diferențe foarte mari de temperatură care mai mult sau mai puțin ne afectează, că sunt mult prea mari. E prea bruscă trecerea aceasta de la anotimpul de vară la anotimpul de toamnă spre iarnă chiar. Întru totul de acord. Da. Care ar fi afecțiunile ORL în contextul acesta al schimbării? Începem chiar de la nas, gât și inevitabil și urechile sunt afectate de aceste diferențe de temperatură. Orice viroză este foarte ușor de contactat în această perioadă, mai ales că au început și cursurile la școală, în curând urmează și facultățile, grădinița. Folosim din ce în ce mai mult mijloacele de transport în comun, stăm în spații închise, fără aerisire și automat șansa de a contacta un virus este foarte crescută. Plus că deja discutăm despre bolile, iată, colectivului sau cred că e bine așa spus, pentru că de cele mai multe ori e necesar un singur copilaș să ajungă la școală cu o simplă viroză și deja tot colectivul a doua zi este... Și nu neapărat doar copiii. Am avut chiar și spre surprinderea mea, aș putea spune că aș fi zis că noi adulții avem o imunitate deja pusă la punct, dar chiar nu este deloc așa, deci nu doar copiii sunt afectați, inclusiv și adulții. Deci, pornind de la cele mai fragede de vârste până la adultul de generația a treia, toți suntem implicați în această perioadă. Da, cred că cu predispoziție spre cei care sunt un pic mai în vârstă și copiii, cred că aici... Acestea sunt, deci, întotdeauna o expunere mai bună sunt vârstele extreme, foarte mici și foarte bătrâni. În special pacienții cu o imunitate scăzută, imunosuprimații, pacienți care suferă de boli cronice, contactează mult mai ușor aceste boli. Așa este și cumva trebuie să le acordăm o atenție mult mai mare acestor două categorii de persoane, pentru că, iată, copiii sunt mici și au nevoie de sprijinul părinților, iar bătrânii la fel au și nevoie de sprijinul copiilor ca să... Nu neapărat, cu toți avem nevoie de o grijă aparte, mai ales în momentul în care suntem bolnavi, cu toți ne dorim să avem măcar un sfat și o mână pe umăr și cât de cât o rețetă în față să putem să ameliorăm simptomele. Nu-i convine să lipsească de la serviciu, de la școală, să
automat se transmite în familie și toată familia este afectată. Sau să primim și un ceai cald din partea cuiva drag, cred că ar fi foarte mai mult potrivit. Spuneați că, iată, pentru această perioadă, cumva afectat este nasul, gâtul și urechile. Mă gândeam acum și la sinusuri, că și automat fac parte tot din această zonă. Cam care ar fi principalele simptome? Bănuiesc că nasul înfundat, asta deja... Nasul înfundat, rinorea, de că apar secrețiile nazale, care inevitabil ajung în gât, irită mucoasa faringeană și laringiană și uite așa ne trezim cu rinofaringite, rinofaringolaringite, mai ales la copii foarte mici, coborârea spre tractul respirator inferior este cu o precădere mare și apar și laringotraheite, bronșiolite și ulterior pneumonii, dar deja nu mai este cazul, sfera mea. Da. Pentru că noi am mai discutat într-o ediție anterioară în care ați fost prezentă despre laringită și faringită și acum ne-ați adus o nouă afecțiune, rinofaringita, dacă nu greșesc. Cum o deosebim față de celelalte două? E în propriu spus că este o patologie aparte. Este, deci, tot o faringită, dar este implicat și nasul și automat denumirea este rinofaringită. De prea puține ori putem să ne limităm la o infecție în sfera orele să fie situată doar la o singură parte, pentru că nasul comunică cu faringele, faringele comunică cu laringele. Mai exact, între aceste trei structuri nu avem un perete de delimitare. Este absolut ca un cilindru cu oarecare marge de... ne delimităm prin niște linii imaginare, le denumim. Și automat, în momentul în care este afectat nasul, de prea puține ori să zicem că nu este interesat și faringele și laringele. Comunică foarte bine între ele și clar sunt într-o strânsă legătură, deci dacă e ceva afectat, cu siguranță o să avem... Exact. Nu doar nasul suferă, iată și gâtul. De cele mai multe ori, aceste simple viroze, iată, vin cu durere în gât și cu... Cel mai bine am putea spune, deci prima dată apare nasul înfundat și secrețiile la nivelul nasului, dacă reușim să introducem un tratament de la primele simptome, reușim să mai limităm extinderea. Dar asta depinde foarte mult și de cooperarea pacienților și să ne punem acest semn de întrebare în momentul în care ne curge nasul, să nu punem doar pe seama schimbării temperaturii și să intrăm din mediul rece în mediul cald și să ne conștientizăm că viroza este în spatele nostru. Atunci când apar și durerile de cap, e mult spus că e zona aceasta care doare mai mult. Are legătură cu aceste viroze? Are o legătură foarte strânsă, deoarece sinusurile sunt cavități pline cu aer, săpate în oasele feței. Aceste sinusuri au o comunicare cu nasul, deci fiecare sinus are un ostium la nivelul nasului. Și automat când avem secreții la nivelul nasului, aceste secreții se extind și în sinusuri, stagnează în aceste cavități, se suprainfectează, iar în momentul în care aceste secreții devin viscoase sau chiar purulente, automat se aplică o forță la nivelul osului facial și provoacă această presiune facială de care se plâng pacienții. E un disconfort, într-adevăr, care nu prea îl poți... Trebuie să vă aici... Eu nu am avut parte de așa ceva, dar îi cred pe cuvânt pe absolut toți pacienții care îmi calcă pragul și îmi povestesc că nu știu cum este durerea și, sincer, nici nu vreau să aflu. Păi înseamnă că sunteți un om norocos, un medic specialist norocos, dacă nu ați avut parte de așa ceva. Deocamdată. Virozele cred că au fost parte din... Da, și încă este prezent. Începem să ne împrietenim chiar. Ați menționat și urechile pe zona aceasta de afecțiuni orele. Într-adevăr, revenim. Avem secreții la nivelul nasului, stăm cu nasul înfundat, nu folosim spray-uri de congestionante, aceste secreții devin viscoase, înfundă complet nasul, ajung prin intermediul trompelui Eustachio la urechi, în special la copii, fiindcă la copii această trompă este mai mult orizontală
și ulterior cu înaintarea în vârstă se verticalizează și din cauza aceasta adulții nu prea întâlnim anumite afecțiuni și sunt afectate și urechile, cel puțin otita medie congestivă este prezentă cam la orice viroză respiratorie. Și mai mult la copii, așa cum în special la copii și chiar aș putea spune că la copiii de până la 5 ani foarte frecvente sunt. Ce facem în cazul acesta? Bine, până să apelăm la un medic, cum ne dăm seama? Copilul se plânge de durere sau care ar fi principalele simptome? Da, durerea se instalează prima. Copiii spun de obicei că îi dor o ureche sau chiar ambele. Primul sfat și prima măsură care trebuie luată este de desfundat nasul și de administrat un antiinflamator. Deci, un antiinflamator este bine să-l avem în casă oricând, în orice moment al zilei. Bine, dar și în cazul adulților mai apar dureri de ureche, nu suntem noi mai norocoși, să zic, dar... Așa este, și adulții sunt la fel de bine predispuși acestor probleme, dar adultul altfel gestionează situația, altfel conștientizează, știe ce trebuie să facă, pe când copilul până nu apare durerea, alte simptome nu prea le zic de părinților în special și se trezesc că deja ajung chiar la o otită seromucoasă și tratamentul este mai de lungă durată și mai bogat în medicamente. Și dacă vorbim de otită, clar că e ceva mult mai dificil decât o banală, nu știu, o altă banală afecțiune pe zona aceasta. Nu neapărat, depinde ce fel de otită. Deci dacă este o otită medie congestivă, este suficient de ușor de tratat. Ce este mai greu de tratat este otita seroasă, seromucoasă, unde stagnează secreții în spatele membranei timpanice, iar tratamentul este de lungă durată, iar uneori chiar ineficient tratamentul medicamentos și se ajung la miringotomii de a trena acel lichid cu ajutorul intervenției chirurgicale. Dacă tu suntem aici în zona aceasta, cred că potrivit ar fi să aflăm și despre dopul de ceară, cât de mult afectează copilul sau adultul. Dopul de ceară, în primul rând vreau să fac mențiunea, cerumenul este o secreție fiziologică a urechii. Cerumenul este secretat de glandele ceruminoase, cu care toți oamenii le avem. În schimb, la unele persoane, aceste glande ceruminoase secretă mai mult cerumen. Cu ajutorul bețișorului de ureche reușim să îl tasăm foarte bine și astfel se lipește de timpan și tot utilizând bețișoarele adăugăm încă o bucățică și se formează dopul de cerumen. El nu este atât de periculos. Trebuie doar pur și simplu să pacientul să se prezinte la medicul ORL pentru a se îndepărta acest dop de cerumen prin metode foarte bine știute de noi, în special prin aspirație, nici de cum prin spălături sau mai nou am auzit fel de fel de spray-uri care se găsesc în comerț sau chiar niște conuri de ceară pe care acelea chiar nu sunt recomandate absolut deloc de folosit. Iar în ceea ce mă întrebați mai devreme că cât de periculos este, deci dopul de cerumen nu este periculos, este acolo, se poate scoate foarte ușor. Este periculos în momentul în care avem o otită sub el și pentru a ajunge să observăm ce fel de otită este, să observăm toate structurile anatomice ale urechii, trebuie extras acest dop de cerumen. Iar pe o ureche inflamată, în momentul în care aplicăm aspirația sau chiureta să mobilizăm acel dop de cerumen, doare mult mai tare decât în mod normal. În mod obișnuit, acest dop de cerumen nu doare. Iar pacientul ce resimte o presiune în ureche, uneori mâncărimi la nivelul urechii, dar alte și se instalează un oarecare grad de hipoacuzie. Iar alte simptome nu sunt. Deci o durere dată de un dop de cerumen nu există. Da, pentru că spuneați de acele bețișoare care tasează efectiv, deci cumva nu ar fi recomandat să le utilizăm? Exact. Recomandarea tuturor colegilor mei și a mea inclusiv este, după igiena corporală pe care o facem, cu colțul prosopului, cu capul aplecat pe o parte sau pe alta, ștergem ușor exteriorul conductului auditiv extern, adică partea externă a urechii și atât. Nu folosim bețișoare, fiindcă cu ele
cea mai mare probabilitate este să producem această tasare a cerumenului și a depozitelor ceruminoase. Deci cumva e îngrijirea de bază, exact, pentru urechi. Nu folosim alte soluții sau substanțe, nu, de prin farmacii? Nu, 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 pentru că nu sunt nici utile și nici nu ne ajută să eliminăm ceara. Chiar și un pacient care are un dop de ceară și folosește aceste picături, acele picături nu fac decât să mai topească din ceară, să o facă mai lichidă, să zic așa, dar nu extrage. Și nu va curge singură, pentru că conductul auditiv extern are o formă de S. La unii pacienți chiar sunt și foarte înguste conductele auditive și nu au cum să ajungă să se ajungă la posibilitatea de eliminare fiziologică a acestor secreții. Același tratament, între ghilimele, îl aplicăm și la copilaj? Sau, cu atât mai mult la copilaj. Adică chiar majoritatea părinților spun că nu înțeleg de ce n-ar trebui să folosească, fiindcă bețișoarele le au opritor pentru bebeluși. Sunt acele speciale. Dar capătul este tot subțire, tot intră în conductul auditiv și tasarea este tot prin același procedeu se produce, deci nu are niciun rol. Colțul prosopului sau un șervețel umed este arhisuficient pentru curățarea urechilor. Da, iată că poate cei de acasă ne-ar contrazice auzind toate aceste lucruri, da, dar... Și pacienții rămân surprinși, așa, da, e când le spuneți. Da, în momentul în care intră în cabinet și le spun să nu mai folosească, rămân puțin... se uită puțin ciudat și nu prea cred că ar funcționa, dar într-adevăr asta este recomandarea și cine a încercat ulterior să practice aceste metode ne-a dat dreptate într-un final. Bănuiesc că sănătatea urechilor contează, da, și se vede, dar nu o vedem cu ochiul liber, că nu avem cum. Da, și de obicei persoanele care sunt predispuse să formeze aceste dopuri de cerumen nu ține nici de cum am mai avut pacienți care se simțeau foarte prost în momentul în care le spuneam că au dop de ceară și trebuie scos. Nu ține de igienă, nu ține că... Deci nu spune nimeni, Doamne ferește, că nu ar face ceva cum... Că nu te speli sau... Exact, da, am vrut să spun chiar așa. Dar nu, deci nu înseamnă asta, da? Deci pur și simplu, unele persoane au aceste glande ceruminoase care secretă foarte mult cerumen și atâta tot. Nu trebuie să ne fie rușine, nu trebuie să ne ferim de acest lucru, este o secreție absolut fiziologică a organismului uman. O să înțelegem noi la un moment dat și lucrurile acestea, dar prin educație, bănuiesc. Am vorbit despre simptomatica afecțiunilor ORL. Cred că ar fi potrivit să aflăm și un pic despre tratament, că nu cred că l-administrăm doar acasă în cele mai multe cazuri și e normal să mergem la un specialist. Așa este, dar mai mult aș vrea, cel mai bun tratament este prevenția. Deci cel mai bine prevenim decât să tratăm. Și de asta aș vrea întâi să începem cu partea de prevenție. Da, cu partea de prevenție și ulterior de tratament. În ce pot spun referitor la prevenție este în momentul în care și noi suntem afectați de o viroză respiratorie și strănutăm, tușim, să folosim batista, să o punem la gură în momentul în care tușim, în special pentru cei din jurul nostru, da? Deci toate aceste afecțiuni orele catarale, cum le numim noi, cele care sunt la început virale, se transmit foarte ușor pe cale aeriană, prin picăturile fluge, în momentul în care noi strănutăm. În momentul în care ne curge nasul, la fel, să folosim batista, să ne suflăm nasul și aceste batiste sau cel mai frecvent șervețele igienice să fie aruncate la coș și nu ținute prin genți buzunare, pentru că nu facem decât să multiplicăm acești virus și ulterior să îi transformăm chiar printr-o suprainfecție și să se transforme și în bacterii. Așa e. Deci, practic, cumva e foarte important, iată, batistuța e clar nelipsită, exact, poate măscuța aceea, dar mulți dintre noi... Prea puțin, cel puțin toate recomandările referitoare la măștile chirurgicale, că așa se denumesc, pentru o protecție adecvată trebuie schimbate la fiecare 20 de minute. Deci ar trebui să avem un depozit acasă ca să le vedem utilitatea.
Dar dacă ne ferim de a sta pe lângă persoane bolnave, dacă nu bem din aceeași sticlă cu o persoană bolnavă, dacă, mai ales la copii, când au intrat în colectivitate, jucăriile să fie cât de cât individuale, aici e foarte greu de spus. Adică sunt conștientă că nu... Mai ales la grădiniță. Mai ales la grădiniță și copiii, tot timpul, tuturor copiilor le plac jucăriile celuilalt copil și automat, băgând în gură o jucărie pe care au avut-o celălalt copil care este puțin răcit, automat aceste virusuri se transmit foarte ușor. Sunt recomandări de bază, iată, să spunem așa, de suprafață. Pe interior avem grijă la ce consumăm, la ce mâncăm, nu știu, poate și pe imunitate, dacă... Bineînțeles, trebuie să ne orientăm spre o creștere a imunității, care poate fi făcută pe cale naturală, în primul și în primul rând, consumând fructe și legume, da, crude, spălate și crude este recomandarea, chiar și cele gătite termic, dar... Pentru o mai bună asimilare a vitaminelor din aceste alimente, trebuie să consumate crude. La fel de indicate sunt citricele, cu toții știm că au un conținut mare de vitamina C, și să nu încercăm cât se poate să ocolim spațiile înguste și aglomerate. Da. Cred că majoritatea dintre noi suntem nevoiți să folosim mijloacele de transport exact. În comun, așa cum spuneați, locurile aglomerate, că na, te duci la serviciu sau ieși în colectiv, e inevitabil. Mă gândeam acum chiar și la cum ne îmbrăcăm, pentru că, iată, unii părinți au tendința de a-și înfofoli copiii pentru această perioadă. A dat deja un pic frigul, parcă îi văd pe toți pe stradă cu fulare deja. Așa este și râd în același timp, pentru că am avut chiar astăzi un caz în care copilul era foarte bine înfofolit, inclusiv cu o căciuliță dintr-o lână de cea mai bună calitate, iar mama și tata erau cu capul descoperit, cu o cămășuță și pe deasupra cu o geacă subțire, iar copilul era de 3 ori mai îmbrăcat. Automat copilul transpiră. În momentul în care este transpirat și este scos afară și iar se intră înăuntru și iar afară și el este la fel îmbrăcat, este atât de simplu să contacteze aceste viroze și sfatul meu este de copilul să aibă o haină în plus față de părinte, dar haina aceea în plus să nu fie haina de iarnă. Încă o bluziță față de cum este îmbrăcat părintele. Și exact asta a fost întrebarea care le-am pus-o, dar dumneavoastră ați sta așa îmbrăcați astăzi? Nu. Păi și atunci? Și atunci el cu ce este vinovat? Dar din grija aceasta excesivă și dorința de protectivitate asupra copiilor, apelăm la astfel de metode, dar... Eu sper că în curând să văd copiii din ce în ce mai potrivit îmbrăcați. Tot de educație ține și tot de comportamente. Cu siguranță unii sunt mai preventivi, alții mai echilibrați, poate, dar important e să știm că e sănătatea copiilor în joc și că e inevitabil să nu avem grijă de ea așa cum ar trebui. Da, dar totodată trebuie să știm că imunitatea noi o avem și o căpătăm prin aceste viroze respiratorii. Deci chiar dacă ținem copilul într-un glob de sticlă, la un moment dat tot îl scoatem de acolo. Că mai sunt unii părinți care spun că nu duc copilul la grădiniță, se feresc de colectivitate pentru a nu contacta aceste viroze. La un moment dat tot vor ajunge. Îi ținem un an, doi, dar la un moment dat tot acolo se ajunge și tot vor avea aceste viroze sau tot din această grijă de a îmbrăca copilul foarte bine. Nu poți să-l îmbraci la fel de bine mereu și prima scăpare care va fi fără eșarfa la gât, cu siguranță va răci. Fi cu rezultate negative. Deci cel mai bine este de știut chiar de la primele zile de viață ale copilului să fie cât mai bine adaptat la viața cotidiană pentru viitor. Și astfel aceste viroze
Și mă refer strict la părțile de rinofaringite catarale, când doar ne curge puțin nasul, ne doare foarte puțin gâtul. Deci toate acestea au rol în imunitatea noastră pe viitor. Așa producem noi anticorpi. Și mai ales în cazul copiilor, unde, clar, dacă nu le creștem această imunitate, cu siguranță a doua oară vor... Da, acum vor fi un telespectator care vă spune că îmi doresc să sărăcească toți copiii ca să am pacienți. Nu, sunt nicio formă. Dar trebuie să... Și nici nu sunt de acord, adică să fie răcit în fiecare lună. Deci deja vorbim despre cu totul altă problemă. Dar o viroză pe anul, pe jumătate de an, da? Deci să fie două viroze pe an, se întâmplă și au rol în creșterea imunității. Foarte interesante aceste subiecte pe care le-am abordat. Sunt curioasă să vedem dacă sunt și noutăți pe partea de afecțiuni și pe partea de orele. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim aici în studio. Ne-am întors la Școală și Sănătate și dacă nu ați reușit să fiți alături de noi în prima parte, vă spun că invitata mea din această după-amiază este doamna dr. Carmen Daniela Mânican, este medic specialist orele și iată, am discutat noi în prima parte despre afecțiunile orele în contextul schimbării acestei de vreme, să zic, și de anotimp. Am mai rămas cu câteva datorii, între ghilimele, pentru prima parte, cu referitoare la tratamentul pentru afecțiunile orele și continuăm și cu cele la alte subiecte. Da. Deci, prima bază a tratamentului în aceste afecțiuni de toamnă, să le spunem așa, ne orientăm către tratamentul strict simptomatic, nu apelăm la antibiotice, antibioticele nu sunt de primă intenție, apelăm doar la un antiinflamator, la medicamente imunostimulatoare, vitaminoterapie și picăturile de pus în nas, spray-urile pentru pus în nas pentru care sunt decongestionante sau lavaj nazal cu soluții saline, iar care este recomandarea mea pentru această patologie în acest sezon, aerosolii. Nu este o noutate, cu toții am auzit de aerosoli. Mulți mă întreabă dacă nu sunt periculoși acești aerosoli, dacă medicamentele care sunt puse în acele recipiente nu sunt periculoase. Și nu sunt periculoase, din contră ajută foarte bine mult pentru că neajungând la nivelul mucoase gastrice nu provoacă acele simptome sau efecte secundare digestive, să le spunem, iar aerosolii ajung strict la căile aeriene superioare. Cantitatea de medicament este foarte mică care ajunge la nivelul corpului în întregime, iar efectul este mult mai rapid decât chiar la medicamentele clasice. Știu că și acasă poți să apelezi la aerosol, sigur, deci nu e musai să mergi la un sigur, spital. Iar un aparat de aerosol nici nu este foarte scump și este foarte util și nu doar la copii, cât și la adulți. Deci au un efect terapeutic, eu le zic, chiar foarte bun și merită de investit într-un astfel de aparat. Am mai apărut la un moment dat fel de fel de studii cu medicamentele corticosteroide puse în aerosoli și că cu toții știm că într-adevăr sunt efecte adverse foarte grave la corticoterapie, dar acele studii se referă la corticoterapia injectabilă în mod special sau la cea luată pe os, da? Nici de cum în aerosol nu afectează și eu zic că chiar ne fac bine. Deci, cu siguranță, e o variantă mult mai bună și mult mai ok. Așa cum spuneați, cred că nimeni nu-și dorește să ia antibiotice din prima. Dar pentru că am discutat despre imunitatea la copii, nu am spus cum dezvoltăm această imunitate și cum o crește, mai ales că suntem în perioada aceasta favorizantă. În primul rând, din alimentație. Încercând să îi oferim copilului o alimentație cât mai sănătoasă, cu alimente cât mai mult gătite în casă de către noi și nu cele semi-preparate sau congelate sau luate din supermarket ca atare care doar se încălzesc la cuptorul cu microunde, astfel reușim să îi oferim copilului un grad cât de cât de imunitate. Ulterior, este bine să ajutăm
și copiii și adulții prin medicamente imunostimulatoare, care ele în mare parte sunt bazate doar pe extracte din plante, pe vitamine, deci de făcut rău sigur nu ne fac aceste medicamente și nici nu o să vedem un efect imediat, că multe persoane au avut impresia că dacă au luat 10 zile un imunostimulator, tot sezonul vor fi feriți. Nu. Această imunitate se produce în timp și o căpătăm în timp și avem grijă să o păstrăm și să o mai ajutăm din când în când să crească. Așa e. Într-adevăr, acum, iată că vorbim de medicamente, dar ce părere aveți de tratamentele acestea naturiste? Depinde la ce ne referim când spunem naturist. Eu sunt pro-medicamente naturiste, sunt pro atâta timp cât avem niște studii medicale și cât atâta timp cât realizăm până unde putem merge cu medicamente naturiste și de la un moment dat încolo este nevoie să trecem pe medicamente clasice. Deci nu vreau să se înțeleagă că nu sunt de acord cu ele, dar în momentul în care afecțiunea este trecută de un anumit prag, iar medicul consideră că nu mai sunt utile, nu ne mai ajută cu nimic, deci trebuie să avem să fim conștienți că medicamentele au o bază pe care au fost eliberate. Sunt puse în vânzare tot pe niște criterii foarte clare, pe niște studii. Nu sunt deloc, acum probabil voi fi criticată, nu sunt de acord cu terapia homeopată. Deci studiile... Care ar fi motivele? Motivele pentru că nu sunt studii clar făcute, nu ai pe cine să tragi la răspundere. Dar la orice firmă de medicamente ai un prospect foarte vast, de asta mulți pacienți m-au și întrebat, dar ați văzut cât este prospectul, ce listă de efecte adverse scrie? Da, pentru că sunt luate absolut toate în considerare, da? Și unul la 1000, și unul la 1 milion, și unul la 10 milioane, sunt toate puse pe hârtie negru pe alb. Pe când, dacă luăm unele medicamente, nu vreau să zic toate, că nu le-am verificat, dar am avut unul, două ocazii în care să văd aceste prospecte și erau trei rânduri scrise, deci este clar că nu s-au făcut studii îndeajuns. Doi la mână, sunt într-adevăr și colegi medici care au o supra-specializare homeopată. Nu știu cum se produce această specializare, nu vreau să intru în această discuție. Dar atâta timp cât la examenul de rezidențiat după facultatea de medicină nu este nicăieri specializarea homeopatie. Deci eu una consider că nu există... Sunt doar niște cursuri... Exact. Deci nu poți să iei pe cineva la răspundere, să tragi pe cineva la răspundere sau să-ți spună cineva foarte clar. Și nu am nicio problemă de a fi luate, dar în momentul în care există o afecțiune gravă și eu ca și medic consider că este nevoie de antibiotic și mie mi se spune că nu pot să-i dau antibiotic fiindcă homeopatul mi-a zis să nu-i dau. Că merg pe produse homeopatice. Atunci îmi pare foarte rău, adică deja am intrat într-o polemică. Da, până o să se lămurească lucrurile cu această zonă, cred că e clar să mergem pe specialitatea care este și pe negru pe alb, așa cum spuneați. Dar de asta spun, sunt unele medicamente, siropuri pentru tuse, pentru că nu am absolut nimic împotriva lor și le recomand și eu, dar nu să mergem strict pe această terapie. Deci mai mult aș zice o terapie combinată este mult mai bine. Bine, dar să nu renunțăm la ceaiuri, bănuiesc aici... Sunt nicio formă, nu. Acestea sunt cu totul din altă sferă. Sperețe. Deci ceaiurile, citricile, mierea de albine... Și chiar siropurile legume, naturale. Siropurile naturale, pătlagină, muguri de brad, deci sunt foarte utile. Deci, cumva foarte clar, am mai discutat, dar nu am dezvoltat subiectul legat de dependența de spray-ul nazal. Ne afectează, nu ne afectează? Spuneați că totuși niște picături ar trebui folosite în cazul... Da, trebuie să facă o diferențiere, adică aș încerca să explic pentru a se înțelege mai bine. Spray-urile nazale nu sunt toate de același fel. Și am să le iau cât de cât
pe rând, pe categorii. Pe categorii, să putem face o diferențiere. Avem, o să începem cu cele mai uzuale, care probabil ați auzit și dumneavoastră, spray-urile cu apă de mare. Da? Sunt soluții saline, cât mai apropiate de serul fiziologic, ser care se găsește atât chiar și în corpul nostru, care ajută la curățarea foselor nazale, la curățarea nasului. Pentru că sunt multe secreții viscoase, aderente de mucoasa nasului, care oricât am încercat noi să le eliminăm, nu se desprinde pe mucoasa nazală. Cu aceste spray-uri, ele nu fac altceva decât să înmoaie aceste secreții și să ne vină nouă în ajutor pentru eliminarea acestora. Pot fi folosite pe termen lung, mai ales cele care au o concentrație de izotonă de 2,2%, pot fi folosite chiar în igiena zilnică a foselor nazale, în special la copii, la sugari, da? Pentru că sugarul stă mai mult în decubit dorsal, dar în poziția pe spate. În momentul în care este alăptat, de multe ori laptele regurgitează acel lapte și ajung și în fosele nazale, fiindcă, cum am spus și la începutul emisiunii, nasul comunică cu faringele și cu laringele. Și, deci, această apă de mare nu face decât să înmoaie secrețiile și să curețe și să pregătească eventual mucoasa nazală pentru administrarea spray-urilor decongestionante. Iar aici, aceste spray-uri sunt cele care dau dependență, fiindcă majoritatea conțin xilometazolină, care este o substanță ce dă dependență. Dependența apare după 5 zile de utilizare. Majoritatea producătorilor spun 5-7 zile. Este clar, până la 7 zile eu sunt convinsă că nu dau dependență, dar după 7 zile folosite la modul de 3-4 ori pe zi, dau dependență și nu-și mai fac efectul, hipertrofiază mucoasa nazală și astfel apare o obstrucție nazală frecventă și persistentă. Deci, și tot timpul vrei să... Să le folosești, ele își fac efectul în momentul în care îl administrezi, la 10-15 minute după administrare, deja nasul este înfundat. Aceasta este dependența de spray-ul nazal. Mai sunt spray-uri nazale care conțin antihistamince, care sunt folosite în rinitele alergice. Acele spray-uri sunt indicate de folosit 30 de zile, de exemplu. Deci ele nu dau dependență, dar pentru a vedea un efect pozitiv, trebuie folosit în general 30 de zile pe puțin, dacă nu chiar pe tot sezonul în care sunt alergii. Doar acestea sunt la care ați făcut referire? Sau mai sunt spray-uri bazate pe depantenol, care refac mucoasa nazală, deci care sunt folosite de multe ori pentru combaterea dependenței de spray-ul nazal, fiindcă nu va putea nimeni renunța la spray-ul nazal, fiindcă a venit la mine și am spus că da, sunteți dependent de spray-ul nazal și de azi renunțați. Da. Că nu se poate așa ceva și introducând alte substanțe reușim să depășim această dependență de spray-ul decongestionante. Deci, cumva, e clar, treaba totul cu moderație, totul cu prescripția medicului. Discutăm și despre alte lucruri legate despre orele și despre această specialitate. Iată, o metodă minim invazivă de diagnostic în afecțiunile orele, fibroscopia. Suntem foarte, foarte curioși să aflăm ce este, când se recomandă. Fibroscopia este o metodă, exact cum am spus dumneavoastră, minim invazivă, nedureroasă, care cu ajutorul unei tije flexibile, care are montată în capăt o cameră video, reușim să vizualizăm fosele nazale, rinofaringele, faringele, laringele. Această cameră video are și o capacitate de mărire a imaginilor și vedem fiecare structură mult mai bine decât la examinarea clasică doar prin rinoscopie anterioară sau bucofaringoscopie. O folosim frecvent, chiar la aproape fiecare pacient care ne intră în cabinet și putem diagnostica și formațiuni și patologii banale, dar și boli mai grave. Da? În special la ce mă refer mai grav,
sunt formațiunile tumorale. Și o formațiune tumorală de foarte mici dimensiuni de multe ori poate fi ratată pentru o examinare clasică, pe când cu fibroscopul reușim să vedem aceste formațiuni din stadiile incipiente, de a lua măsuri cât mai rapide și astfel evităm o conduită terapeutică mai agresivă. Deci cumva vine în sprijinul dumneavoastră foarte mult. Și... Da, în special noi, la ce utilizăm noi în ambulator, adică în cabinet, la vârstele foarte fragede, la copii, le folosim pentru vizualizarea vegetațiilor adenoide, popularii spuși polipi, care sunt situați la nivelul rinofaringelui. Prin examinarea clasică este destul de dificil să... poți să vezi exact care este proporția ocupată de aceste vegetații, dacă orificele coanale, orificele care fac legătura cu urechile sunt libere sau nu, pe când cu această investigație vedem exact cât sunt de mari și care este conduita terapeutică ulterioară, dacă trebuie intervenit chirurgical sau este suficient un tratament medicamentos sau... Adică putem să ne dăm seama foarte ușor. Este nedureroasă, se face rapid, durează câteva secunde, nu trebuie o pregătire specială înainte de această investigație, nu sunt restricții nici înainte și nici după. Nu se folosește, nu este nevoie de folosit niciun tip de anestezie pentru această fibroscopie, doar în cazul în care este un nas cu fose nazale foarte strâmte, atunci sau foarte inflamat, atunci mai apelăm uneori la decongestionante nazale, la serefedrinat pentru a mări spațiul și a încăpea, dar atâta timp cât fibroscopul are o tija, este foarte mică și dispunem și de fibroscopie pentru copii și pentru adulți, iar cea pentru copii poate fi utilizată și la adulți, adică chiar nu provoacă durere, iar examinarea este foarte ușoară. Cu siguranță. Bine, când mergi la medic nu e o plăcere, clar, dar iată, faci viața mai ușoară pacientului și totodată medicului care te examinează, pentru că avem nevoie de lucruri exacte, ca să spun așa, exacte, în sensul că trebuie să știi să pui un diagnostic corect. Da, și ne dorim cât mai mult să evităm o prelungire a investigațiilor și mă refer aici la timp în special, pentru că cu toți avem... suntem ocupați, avem anumite momente în care putem merge și în momentul în care ajungem într-un cabinet medical ne dorim să facem cât mai multe investigații și să nu fim chemați a doua zi, a treia zi, peste o săptămână pentru a continua și când se poate efectua atât de rapid este bine să o facem. Bine, dar nu cred că este singura dotare, ca să spun așa, din cabinet, cred că aveți mult mai multe. Așa este, avem un întreg arsenal. Și care de asemenea vă vine sprijin. Da. Deci, într-adevăr, medicina avansează, tehnologia avansează și trebuie să le mulțumesc șefilor că ne-au oferit această posibilitate de a avea toate aceste aparate în cabinetul de consultații și nu trebuie să mergem în anumite săli special amenajate, ci majoritatea sunt chiar în cabinet și la îndemână oricând avem nevoie. Clar, și așa vă puteți desfășura activitatea foarte bine și foarte normal. Și este foarte bine și pentru pacient, mult mai confortabil și timpul îl scurtăm foarte mult. Considerabil, da. Ați amintit, iată, de această boală, eu nu știu dacă e a copilăriei sau nu, cu polipii. Mai sunt cazuri cu persoane care ajung la dumneavoastră cu astfel de probleme? În primul rând, deci, vegetațiile adenoide sunt anumite structuri cu care ne naștem. Deci toate persoanele ne-am născut cu aceste vegetații adenoide. Ele au o structură de țesut limfoidal care reacționează la virusuri, bacterii, alergeni. Astfel, ele au un rol foarte important în imunitate. Aceste vegetații, în schimb, în momentul în care copilul este foarte expus la viroze repetate, la infecții bacteriene repetate sau chiar alergie, aceste vegetații își măresc volumul și ocupă un spațiu important la nivelul rinofaringelui, chiar uneori complet, iar atunci copilul nu mai respiră corect pe nas, respiră doar pe guriță, face otite repetate și uneori, de cele mai multe ori chiar, aceste vegetații trebuie scoase intervenind chirurgical.
Este foarte frecvent această patologie și va fi în continuare, dar nu ține neapărat de noi sau nu ține neapărat de părinți că au făcut ceva greșit până în acel moment. Este strict în funcție de fiecare organism cum reacționează la toate aceste boli pe parcursul primilor ani de viață. Nu întotdeauna trebuie scoase și asta este foarte important de spus, pentru că în momentul în care nu sunt de dimensiuni foarte crescute sau dacă, pe altă parte spunând, dacă copilul este cu o patologie alergică, aceste vegetații vor reacționa și chiar dacă de multe ori se întâmplă să le excizăm complet, în momentul în care copilul are contact cu alergeni în continuare, aceste vegetații se refac. Proporția de refacere este suficient de mare, dar nici nu este deloc indicat un copil cu vegetații ce obstruează quasi complet rinofaringele să rămână cu ele, pentru că au efect și pe viitorul și apropiat și îndepărtat. Și aici mă refer că apare acel facies posomorât. Copilul cu ciarcăne. Deci un copil care are ciarcăne, mai mult ca sigur, are și vegetația adenoide ce obstruează suficient de mult acest spațiu. Apare aspectul de facies îngreunat. În momentul în care apare dentiția definitivă, copilul respirând doar pe gură, se modifică maxilarul și dințișorii cresc prost implantat. Deci aici, clar, în momentul în care părintele ajunge cu copilul la ortodont pentru a pune un aparat dentar, ortodontul îi retrimite către orelist să verificăm acest spațiu să nu fie, deci atât timp cât avem vegetații, degeaba se pun aceste aparate dentare. Iar dacă mai ales au otite trenante care nu s-au remis cu tratament medicamentos, este musai de scos aceste vegetații. Deci cumva trebuie acordat o atenție destul de importantă. Bine, dumneavoastră s-a și precizat care ar fi principalele simptome, dar un control la o anumită vârstă cred că e potrivit să fie. Și asta să fie un control periodic, dar orice părinte observă foarte ușor când copilul respiră pe guriță, atât în timpul nopții cât și în timpul activităților cotidiene, când se joacă, când este ocupat cu ceva, el respiră pe guriță și nu-și folosește nasul, clar există o problemă la nivelul nasului. În momentul în care copilul sforăie, de asemenea, este un semn destul de important și care atrage atenția că este posibil ca aceste vegetații să fie mărite prezente de volum. Spuneați tratament doar chirurgical sau mai sunt și alte metode, poate mai... Metode neinvazive și medicamentoase putem să le aplicăm doar când aceste vegetații nu sunt foarte mari. Dar când au, nu pot să spun în procente, că nu este tocmai corect de cuantificat, dar când ocupă mai puțin din jumătate din spațiul cavumului și a orificiilor coanale, am putea să mai jonglăm cu tratament medicamentos. Sau în situații în care copilul este cu o patologie alergică și atunci mai putem apela la tratamentul medicamentos. Dar când aceste vegetații ocupă mai mult din jumătate din spațiul cavumului și a orificiilor coanale, deja indicația chirurgicală este... Soluția. Da. Pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, vreau să vă întreb ce cazuri v-au mai trecut pragul, bineînțeles nu de bucurie, asta e clar, dacă v-a impresionat vreunul dintre ele. Aș vrea să dau și un sfat cu această ocazie. Foarte mulți pacienți au călătorit anul acesta cu avionul și au venit cu senzația de ureche înfundată, chiar cu durere auriculare și inclusiv eu când am călătorit cu avionul am văzut pasageri din jurul meu care se plângeau de dureri de urechi. Și toți mă întreabă cum pot să previn, cum pot să nu mai am parte de așa ceva. În primul rând să fie desfundat foarte bine nasul înainte de decolare și de aterizare, iar ceva care este un truc care este la îndemână și care ar fi bine să fie luat în considerare, mestecatul gumei. Pare ceva foarte banal și de luat în râs în prima fază, dar mestecarea gumei are rolul de a
elibera acele spații, de a egaliza presiunea din mediul exterior cu presiunea din urechea medie și astfel evităm apariția durerilor la nivelul urechilor. Iată, un sfat pe care îl așteptam cu toții, mai ales că o bună parte dintre noi ne-am adaptat condițiilor moderne, să spun așa, și cu siguranță, măcar o dată pe an, sigur călătorești cu avionul și e potrivit să știi ce e de făcut. Exact, mai ales fiind la o altitudine înaltă într-un avion, prea multe soluții la îndemână sigur nu există. Așa este. Mi-a făcut plăcere să reveniți aici la noi cu informații frumoase. Sperăm să mai participați la Școală și Sănătate și altă dată și să ne revedem cu bine. Cu mare drag și mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu din nou în platoul dumneavoastră. Mulțumim tare mult, doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Florina Stângaciu și vă dau o întâlnire și miercurea viitoare de la aceeași oră, pe curând! Emisiune sponsorizată de Arcadia, Spitale și Centre Medicale Iași.